S-au împlinit 142 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României. Reprezentanții BNR au deschis porțile Palatului Vechi din București. Instituția poate fi vizitată de oricine dorește. La fel se întâmplă și cu sucursalele regionale și cu agențiile Băncii Centrale din teritoriu. Odată cu împlinirea 142 de ani de la înființarea Băncii Naționale București, reprezentanții băncii au organizat pentru toți doritorii un tur al Palatului Vechi din București. Românii au ocazia să vadă expoziția permanentă a Muzeului BNR. Publicul are acces și la un lingou de aur din rezerva Băncii Centrale, inclusiv și două expoziții temporare ale regelui Mihai I și Ecaterina Teodoroiu, eroina Primului Război Mondial. Sala aceasta a fost gândită drept un mic tezaur încă de la amenajarea sălii ghișeelor, unde la sfârșitul secolului XIX, la înființarea băncii, aveau loc relații comerciale, relații cu clienții. Ploaia nu i-a intimidat pe locuitorii capitalei, care au ieșit din case pentru a vedea expoziția amenajată în cadrul Muzeului Băncii Naționale Române. Cum vi se pare? Interesantă, nu e prima oară când o văd. Pur și simplu am vrut să o mai văd. Trei expoziții interesante, Regele Mihai, Ecaterina Teodoroiu și Ziua Porților Deschise la Banca Națională a României. Românii mai pot vizita și sucursalele regionale din mai multe orașe. Au fost deschise porțile și la Cluj, Constanța, Dolj, Timiș, Iași, precum și agențiile BNR din Argeș, Brașov, Bihor, Buzău, Gorj, Maramureș, Sibiu și Suceava. Înapoi tezaurul nostru.